ziua, dragi elevi, și bine ați venit la o nouă lecție de limba și literatura română. Sunt Rodica Gavriliță și vă îndemn să mergem împreună cu încredere pe un teren miraculos al cuvintelor frumoase. Subiectul lecției de astăzi este atelier de scriere, jurnalul, redactarea paginii de jurnal. Vom lucra în baza romanului Singur în fața dragostei de Aureliu Busuioc. Pentru început, vă rog să comentați în două enunțuri dezvoltate afirmația. A scrie înseamnă a-i da o formă destinului tău. Albert Camus. Minunat! Să vedem ce ne-a ieșit. Atunci când îți așteni gândurile pe hârtie, ți le limpezești. Când scrii, încerci să sondezi fântâna dorințelor tale, a trăirilor tale, a trecutului și a viitorului. În cele ce urmează, vom aplica lectura la microscop. Vom citi cu atenție secvența în care se prezintă fragmentul de jurnal al Vioricăi Vrabie. Te rog să găsești această secvență și să încerci să găsești câteva exemple care să confirme că este un text scris pentru sine, cu adevăruri care nu întotdeauna pot fi spuse cuiva în față. Am selectat următoarele. Când am coborât din autobuz, m-a luat în primire imediat învățătoarea de lucru manual de aici, un fel de caragioasă, de vreo 50 de ani. Ea zice că are 40 neîmpliniți. Ah, femeile, bănuiesc că nu o să-i zici în față cuiva că e caragios. Urmăriți ceea ce am accentuat cu roșu. Mi-am dat seama că e o coțofană inofensivă. Până la gazdă, la Lelea Safta, m-a condus ironia soartei chiar lovelasă, Radu Negrescu, învățător de fizică și matematici, un bărbat de o frumusețe, să-ți stea ceasul. Cred că nu poți să-i zici unui bărbat în față că e atât de frumos. Era cu o roșcovană, ar fi putut avea mai mult gust. Am scos în evidență această remarcă, ar fi putut avea mai mult gust. Face impresia unui băiat deștept, deși pozează. Pijon! Când am ajuns la Lelea Safta, costumul lui negru arăta rău. Am accentuat cuvintele pozează, adică vrea să facă impresie. Să știți că lexemul pijon vine din limba franceză. De fapt, pijon înseamnă un porumbel, dar aici e folosit cu sens metaforic, adică zboară din floare în floare, adică îi plac mai multe femei. Costumul lui negru arăta rău. Nu e un compliment. Urmează să mai citim un fragment în care ea îl caracterizează pe directorul Spânu. L-am cunoscut mai îndeaproape pe director. N-a făcut nimic să-mi schimbe impresia ce mi-a lăsat-o astăvară la secția raională, când am venit cu numirea. Prost de rage, dar plin de importanță. N-ai îndrăzni nimănui să-i spui asta direct. M-a numit diriginte la a 9-a. Poame bune, mi-am zis. Mi s-a părut că oftează toți ușurați când am acceptat. Despre elevi zice, poame bune. Am făcut cunoștință cu a 9-a. Obrăznicuți, dar nimic grozav. O să ne înțelegem. Am accentuat lexemul obrăznicuți. Cu ce scop personajul respectiv ține un jurnal? Cunoașteți pe cineva, vreo persoană care își notează impresiile zilnic într-un jurnal? Voi, înșivă, țineți un jurnal în care notați cele mai importante evenimente, opinii, impresii? Viorica ține un jurnal în care consemnează toate evenimentele care o marchează, toate impresiile ei despre oamenii noi pe care îi cunoaște. Deocamdată, în satul Recea Veche, ea nu are niciun prieten. Astfel,
jurnalul devine unicul ei confesor. Scriind, ea își descarcă sufletul de incertitudini, de frica unui nou început, de tristețe, de dor. Cunosc multe persoane care țin jurnale. Am chiar și elevi care fac acest lucru. Observ că au un scris mai miezos, mai suculent. Constat în lucrările lor o structurare mai atentă a ideilor. Mai nou, lumea are bloguri unde fixează opiniile despre anumite evenimente, impresii, gânduri, trăiri. Dar un jurnal e mai aproape de suflet cumva. Țin și eu un jurnal de pe vremea adolescenței. Este foarte interesant să citesc pagini din trecutul meu. Sunt evenimente care m-au marcat cândva, dar despre care am uitat. Este ca și cum m-aș privi într-o oglindă, ca și cum aș citi despre o altă persoană. Jurnalul mă ajută să țin minte. Să subliniem trei cuvinte cheie din definiția propusă pentru noțiunea de jurnal. Jurnalul este o specie memorialistică în literatură, care reprezintă o suită de însemnări zilnice, ori periodice, ale unei persoane, în care aproape simultan cu evenimentele, acestea sunt înregistrate cu sau fără comentariile, opiniile autorului. Spre deosebire de memorii sau amintiri, jurnalele sunt deseori mai credibile, deoarece consemnează faptele și impresiile în imediata lor desfășurare. Nu știu ce cuvinte ați subliniat voi, dar aici noi cu roșu am subliniat cuvântul jurnal, memorialistică, însemnări, zilnice, memorii, credibile, imediat. Dacă dumneavoastră cunoașteți personalități importante, este minunat, hai să vedem ce personalități am găsit noi. Frații Concur, Franz Kafka, Titu Maiorescu, care a ținut un jurnal de la 15 ani până la moarte, Tudor Vianu, Camil Petrescu, Mircea Eliade, Mircea Cărtărescu, etc. Doris Mironescu, un critic literar, spune despre jurnalul lui Mircea Cărtărescu următoarele. Jurnalul vine, deci, nu să confirme realitatea ancorelor biografice ale unor narațiuni metafizice, ci să le facă și mai îndoielnice. El este o coajă, o exuvie a biografiei sale, ca și scriile lui de ficțiune, dar altfel decât ele. Însuși Cărtărescu mărturisește despre jurnalul său următoarele. Ceea ce mă trage aproape zilnic acum spre căietul acesta ce se apropie de obștescul sfârșit. Știu și ce mă face să deschid mecanic la ora fixă paginile astea croșetate atât de egal. Nu simt nevoie să spun ceva, ci să fiu aici. Mă folosesc de fiecare pagină ca de o lentilă care îmi focalizează o stare interioară, altfel indescifrabilă, ca de o grilă într-un rebus abstrus. Într-un fel, foaia însă și cea care scrie, care își revelează cerneala simpatică la lumina caldă a gândirii mele. Orice foaie e prescrisă și conține într-un fel, în grosimea ei, holografic, toate textele. Cuvântul abstrus înseamnă neclar. Autorul reliefiază importanța jurnalului pentru scrierea operelor sale. Deci un jurnal prinde bine și atunci când cineva devine scriitor. El îi servește de prizvor de inspirații. În cele ce urmează, noi înșine vom scrie câteva pagini de jurnal. Anunțăm maratonul de scriere. Urmează-mă cu încredere. Pentru prima etapă a maratonului, în care te rog să te încadrezi, să ai un pix și un caiet, scrie o pagină de jurnal la persoana întâi despre venirea Vioricăi Vrabie în satul Recea Veche din perspectiva Lelei Safta. Nu uita de structura jurnalului, data, adresarea, aliniatele pe care le vei folosi și le vei aranja corect în pagină. 24 august. De câteva zile trebăluiesc fără oprire, căci aștept mari musafiri
și vreau ca în căsuța mea simplă să fie totul pus la punct. M-a anunțat directorul școlii că va sta la mine în gazdă o învățătoare tânără. Sunt tare bucuroasă că voi avea cu cine schimba o vorbă, voi avea pentru cine pregăti bucate și va fi și în casa mea un suflet de om. A ajuns mai târziu cu o zi, dar a meritat așteptarea. E tare frumoasă Baton Rocul. E îmbrăcată altfel decât toate femeile din satul nostru. E ca un portret. Are părul tuns scurt și o valiză cât un dulap. Cred că e plină cu haine. Îmi pare că are și un suflet bun. Domnul să o păzească. Etapa a doua a maratonului va trebui deja să o scrieți din perspectiva Otiliei. De asemenea, o pagină de jurnal despre venirea Vioricăi Vrabie în satul Regea Vechi. 20 august. Jurnalul meu de taine. De mult n-am mai scris nimic aici, căci sunt prea ocupată sau preocupată de ce fac ceilalți. În fine, azi s-au întâmplat atâtea. Când umblam cu treabă prin sat și treceam pe la stația de autobuz, numai ea ca ce văd o cucoană cu o valiză, chitită, gătită, spilcuită, de parcă nu știa unde vine. Cu o valiză în mână de-a mai mare dragul, cocoțată pe două tocuri cui. Ei, cum s-o las așa? O iau la întrebări. De unde vine? Ce caută? Cum o cheamă? Auzi? Viorica Mircevna. Las că am reușit eu să-i dau nasul un pic mai jos, cu toate noutățile mele, despre toți și toate. S-o văd mai încolo, țoale, tunsoare băiețească, mare ciudățenie. Ei se pare că a venit aici să demonstreze moda? Oi vedea-o eu când va da ochii cu directorul nostru, spânul. Etapa a treia. Scrie o pagină de jurnal, la persoana întâi, despre venirea Vioricăi Vrabie, în satul Regea Veche, din perspectiva Lucicăi Lungu, elevă din clasa 9A, 1 septembrie. Dragul meu jurnal, avem o dirigintă nouă. Azi am cunoscut-o. Doamne, ce frumoasă e! Ca o primăvară. Toți colegii mei o ascultau, privind-o cu fascinație. E diferită, stilată, bună. Are o față albă și niște ochi atât de blânzi și jucăuși. E învățătoare de franceză și e una foarte bună. A vorbit cu noi franțuzește toată lecția. Asta mai zic și eu o oră de franceză. Este atât de inteligentă. După Radu Nicolaevici, nu am mai avut asemenea învățători în școală. Simt că va deveni și prietena noastră, că ne va lua apărarea, că va fi altfel viața noastră de școlari. Cu greu mi-am stăpânit dorința de a îmbrățișa. O adolescentă vă dă următoarele sfaturi. Fiecare dimineață când te trezești, scrie în jurnal. Sunt recunoscător pentru. Ce ar trebui să se întâmple ca ziua aceasta să fie excelent? Afirmațiile zilei. Iar pentru seară, scrie din nou, sunt recunoscător pentru. Să formulăm într-un enunț mesajul afirmației. Scrisul în jurnal îmi permitea să gândesc pe hârtie, apoi să ies din mine însumi și să-mi evaluez obiectiv gândurile și acțiunile. Scrisul în jurnal îmi oferea șansa de a mă gândi cu adevărat la calitatea gândirii mele, afirmă Robin Sharma. A ține un jurnal înseamnă a medita asupra sinelui. La cine ajută un jurnal? La ce te ajută? Să te redescoperi, să îți limpezești gândirea, să-ți aștepți pe hârtie sentimentele de dragoste, să te eliberezi de frustrări, să-ți destăinuiești cele mai tainice gânduri dorințe, să depășești unele obstacole emoționale, să consolidăm. Azi la lecție am definit noțiunea de jurnal. Am analizat fragmentele din jurnalul Vioricăi Vrabie. Am elaborat 3 pagini de jurnal. Am accentuat importanța jurnalului în dezvoltarea personalității. Vă recomand să citiți cărțile Jurnalul unui puști, scris de Jeff Kinney, Însemnările unei puștoaice, de Rachel Russell, să scrieți o pagină de jurnal
despre lecția de azi. Vă urez o zi frumoasă și spor la treabă! Pe curând!